Hei, salut, Stamascu și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi suntem din nou pe Car Dealer Simulator, la afacerea lui Amasico. Mi-a ajuns vreo, numai că noi avem aici în fața magazinului nostru. Cum știți, în videoclipul trecut am vândut un Porsche și după cum puteți observa, mi-a mărit aici biroul. Așa că astăzi o să ne cumpărăm o casă nouă. Da, ați auzit bine, mi-a ajuns să tot dorm în container. Nu mai avem nicio mașină la vânzare, după cum puteți observa, le-am vândut pe toate. Am vândut 4 și mi-a ieșit peste 300 și ceva de lire, după cum puteți observa acolo sus. În acest container am dormit eu ceva timp, dacă vă vine să credeți. Uitați-vă și voi cum poate să arate, bro. Am avut doar un pat și cam atât, bro. Nu o să mai dormim de acum înainte aici, bro. O să mergem să ne cumpărăm o vilă numai decât. Chiar scurt să vedem dacă găsim. Bun, mergem acum la târgul de mașini aici să vedem ce mașini mai găsim. Trebuie să ne cumpărăm o mașină numai decât, deoarece nu avem niciuna și trebuie să ajungem de la A la B. Hai să vedem ce mașină ne cumpărăm. Nu spune că... asta e Ferrari, bro? Da, mă, e oh my god. N-avem bani. Uitați-vă și voi un Ferrari. Costă peste... bro, ne mai trebuie câteva mii. Și ar fi bine să ne cumpărăm și un Ferrari, da. O să-mi cumpăr o rulotă numai decât, bro. Dacă tot ne cumpărăm o casă nouă, o să dormim ceva timp pe stradă, dacă nu mă înșel, nu? Ia să vedem cum arată în interior. Eu în pat n-avem, n-avem nicio saltea acolo. Cum o să dormim noi? A, dormim acolo sus, bro, n-o problemă. Bun, hai să vedem cât costă. Din 1996, 13.000. Ia să vedem dacă o putem lua cu 10.000. Hai să te văd. Nu vrea, mă, tipa asta. 11.000. Hai. Na, nu vrea. Ești cam arogantă, tu știi? Man. Ok, am dat 13.000 dacă nu mă înșel. Perfect. Bun, avem aici o autoruloto, bro. Nu mi-am cumpărat niciodată o mașină de genul. Chiar îți curios să vedem cum se conduce. So, dați-vă la o parte și cu această ruloto o să mergem să ne cumpărăm o casă, bro. Trebuie să mergem în acel cartier. Na! Ăla a dat mine, uitați-vă și voi. Bro, ca nici vaza, man. Uite-mă cum a dat la tipul ăla la mine. Ok, trebuie să conducem un first person. Văd că era o casă pe dreapta acolo. Ups, oh my god, bro, ce cu mașina asta. Bun, ajungem acum în cartier. Nu s-au, dar uite aici pe dreapta, bro. Uite aici ce containerul meu. Nu o să mai dorm acolo, mi-a ajuns. O să dorm în sătucul ăsta, cred. Sper să găsesc o casă pe aici de vânzare. Bro, într-o casă de genul mi-ar plăcea să locuiesc. Nu știu dacă găsim vreo una de vânzare, chiar e curios. Oh, avem și foarte multe mașini, vă, că pe aici. What? Diga! Eșap ca în boc mea, digană. Dacă mă dau jos, oh my god, bro, mi-a stricat toată mașina tipul ăla. Sca nici vaza, indiga. Nu mai ajung... nu mai ajung nici să-mi cumpăr o casă, nici nimic. Și acum merge cam greu mașina asta, văd. Am cam stricat-o în față pe acolo, cred. Hai să vedem, pe aici, pe dreapta, este vreo casă? Sau, hă? Oh my... nine. For sale. Aha. Am găsit aici o casă de vânzare, dacă vă vine să credeți. Ia să vedem. For sale. De vânzare scrie. O putem cumpăra? Ia. Bro, hai că arată mișto asta, dacă o putem cumpăra. Ia, ok. Ia să vedem înăuntru. Yo. Oricum o mai modificăm noi, nu-i problema. So, perfect, ia să vedem. Da, o putem cumpăra dacă vă vine să credeți. 60.000 de lire sterline costă. Ia, dăm aici. Pai și am cumpărat o casă nouă dacă vă vine să credeți. No. Ia, bam, diga. Oh my god, ce am făcut aici, bro? Am oprit tot traficul. Mă scuzați, eu mi-am cumpărat aici o casă nouă. Cât de tare, bro, avem aici canapea tot în regulă. Uite, aici e biroul meu, o să fie. O să-mi pun aici calculatorul, tastatura și așa mai departe. Chiar tare. Aici ce mai avem? Ok, o cameră de dormit. Putem dormi, bro. Ok, dar mi se pare cam mică casa asta. Sincer vă spun, adică avem... ăsta e livingul. Și o cameră de dormit. Dar baia asta n-avem, bro. O baie de genul n-avem, bro. He? Sca nici vaza. Are doar... dar cum ajungem în spate? Că trebuie să aibă mai multe camere, bro, nu? Sau? What the stuff? Ha? Cum ajunge? Bro, nu spune că are două camere. Nu cred așa ceva. Uitați-vă și voi. Hai mă, că e bine. E mai bună decât acel container. Haideți să vedem dacă o putem modifica. Ia, dăm aici la website. Dar unde era? Decorations. Ah, uite aici, mă, casă decorations. Șlafțâma. Ah, trebuie să... sau? Ah, uite, o putem modifica, bro. Uite, putem modifica patul ăsta.
Ce pat? Ăsta arată chiar tare, costă 10.000 de lire. Îl luăm, nu? Pam! Ce mai putem modifica? Ok. Ce îl pun? Îl luăm pe ăsta la 5.000. Arată chiar tare. Să mai departe. Ah, ok, jos. Ah, nu. Pereții, bro. Culoarea la pereți, chestii, trestii. Să vedem pe care o luăm. Un albastru de genul sau? Aha. Uite așa, în gri. În gri de genul arată mult mai șmecher. Bun. Ce mai putem să facem? Design. Ah, putem schimba aici culoarea la acoperișo. Cum o facem? Ok. Asta chiar arată tare, bro. Îi pun țiglă din asta, ceva de genul ăsta sau... Sau dacă nu, tablă din asta. Da, punem tabla asta. Pam, am cumpărat-o. Și acum, ok, culoarea la casă. Cum o putem face? Hai să vedem. Eu, uite, griul ăsta mi-ar place mult mai mult. Uite, un fel de gri din ăsta. Perfect design. Oh, putem schimba și în living, bro. Pereții. Într-un gri de genul ăsta mi-ar place, nu? Da, uite, ăsta ultimul. Perfect. Mai departe, podeaua. Pam, ce culoare o să facem podeaua? Un negru sau? A, s-a noptat afară, uitați-vă și voi, man. Nu-i problemă, deoarece putem dormi aici, numai decât. Ok, o să mergem la somn acum. Și facem mâine mai departe, bro. Facem mâine, mergem la somnic, uite aici. Bună dimineața, mamă, cât de tare am putut să dorm în casa mea nouă aici. Și pereții arată chiar mișto, bro. Ok, podeaua asta ar mai trebui să o schimb. Să o fac așa într-un albastru de genul. Da, uite, un albastru, țac. Canapea o putem schimba. Wow! Cât de tare. Care e? Ultima asta? Un albastru de genul, bam. Un albastru, țac. Altceva? Putem pune și o masă aici. Lol. Mamă, nu știu câți bani mai avem acum, dar am cheltuit toți banii pe casa asta. Pe care o luăm? Asta e cam nașpa, e cam... Uite, asta sau dacă nu... Nu, asta, pe asta o luăm. Perfect, ce mai putem schimba? În rest... Ah, uite, ăsta de aici. Numai că n-avem televizor, bro. Televizor ar trebui să ne mai cumpărăm. Bun, gata. Totul cum trebuie acum. Uitați-vă și voi cât de tare arată acum. Mamă! No way! Și haideți să vedem de afară cum arată. Ups, ia să vedem. Ia, da, mă, e mult mai diferită față de celelalte. Sau... Eu arată mișto, numai că de ce e galben acolo sus? Păi aici nu ar trebui să mai fie o cameră sau nu văd eu bine? Gen, ok, aici e livingul, dar în partea asta ar mai trebui să fie 2-3 camere, nu? Na, uitați-vă și voi. Ori mi-a dat țeapă tipul ăsta. Nu știu ce s-a întâmplat. Bun, mergem mai departe acum. Mașina asta trebuie să o tractăm către birou numai decât. Pam, ok, haideți să vedem ce mai putem cumpăra astăzi. Pro, ce-o fi ăsta? Un BMW? Unde-i? 25.000. Ok, văd că nu e defectă, nu e nimic. M-ar interesa din 2019. Și costă doar 25.000. Chiar bine. Haideți să o luăm cu 20 dacă ne dă. Țac, negociem aici perfectos. Ia, hai, te rog. Ai, nu vreau. 22. Pam, am luat-o? Pam, ok, am luat-o. Perfectos. Bun, o tractăm și pe asta către birou numai decât. Trebuie să... Cumpărăm mai multe mașini, bro, să vindem cât mai multe, deoarece ne trebuie bani. Vreau să-mi cumpăr un Ferrari și un Lamborghini, numai decât. E, uite, mai avem aici o mașină scumpă de genul. O luăm și pe asta. Toyota, ok. Din 2019. Asta vrea 64 și ceva. Eu vreau să iau cu 64 fix. Ia să vedem. Am luat-o cu 64.000. Perfect. O tractăm și pe asta sau... Nu, mai lăsăm deocamdată aici și mai cumpărăm una. Uite, ne mai cumpărăm BMW-ul ăsta. Ok, nu e defect, asta e perfect. 14.000, hai mă că o luăm cu 10.000. Trebuie să o luăm cu 10.000, nu? Nu vrea, mă, 11.000, 100%. Nu vrea, mă, 12.000. Gata, mă, uite, a vândut-o. Îmi explica acolo că o are de câțiva ani și așa. Bro, nu mă interesează pe mine. Tu mi-o dai cu cât îți zic eu. Bun, o tractăm și pe asta. Și acum mergem cu... cealaltă mașină către birou. Intrăm înăuntru, pam, perfect. Arată chiar tare mașina asta, nu mă așteptam. Să o mergem aici pe stânga, dacă nu mă înșel. Drift. Deja am stricat mașina, uitați-vă și voi. Nu cred așa ceva, bro. Trebuie să mergem numai decât să o reparăm, bro. Nu o vindem așa. Ne dăm jos, ia să vedem. Pro, ce am putut să-i fac? Am față, bro, uitați-vă și voi.
Aha, spate și așa mai departe. Ok, o reparăm acum. Bine, ai grijă la motor acolo, da? Mai vezi ceva? Sau unii ți-ai băgat capul, bro? E gata, mă, perfect. Mergem acum să o vindem. Ups, mă scuzi. Și acolo, în dreapta, ne așteaptă celelalte mașini. Iar am. Ok, o punem la vânzare. Uite aici în față o punem. Și le punem și pe celelalte aici. Bun, perfect, le-am pus aici. Acum o să le facem niște poze, ca să le punem pe site numai decât. Stai că am aici niște poze care trebuie șterse, bro. Toate astea nu mai avem nevoie de ele, deoarece sunt vândute acele mașini. Bun, trecem aici cu prima poză. A doua. A treia. Și a patra, bro. Pam. Câte o poză de fiecare, da? Acum mergem să le punem pe site numai decât. Uite, mergem aici la website. Bun, am luat-o cu 13.000 și ceva, nu? Perfect, noi cu cât să o vindem? Hai să dăm cu 19.000. 19.000, perfect. Următoarea. Asta am luat-o cu 22.000. Cu cât să o vindem? O vindem cu jumate, nu? 44? 44.000 sau 43.500. Pac! Punem și pe asta. Următoarea. Stai mă că am pus... Bun, asta e poza. Asta cum o mai șterg? Pro, cum șterg poza asta că am pus la Toyota, am pus poza asta de la Trulotă, man, e, așa e strovnic, o lăsăm așa. Bun, deci asta am luat-o cu 64.000, am mai reparat-o 700 așa, o dăm cu 100.000, 99.000, ia, 99.000, da? Pam, scuriu să văd dacă ne dă cineva 99.000. Mai departe BMW-ul ăsta. Asta-i BMW sau... Da, mă, BMW seria 1, 6. Și uitați-vă și ce poză am putut să pun. Am luat-o cu 12.000, ok. Hai să luăm 21. Dacă ne dă cineva 21.000 pe ea, e perfect, bro. Bun, le-am pus pe toate, nu? Haideți să vedem dacă avem clienți aici. Uite, avem un client aici la rulota asta. Bună ziua, doamna. Ne dă 17.000 tipul asta, ok. Uite, dacă îmi spunem să ne dea 19.000. Ia să vedem dacă ne dă 19.000. Pam! De ce nu mi-ai dat din prima, mă, 19.000 de... Mi-ai dat 17.000. Ai văzut că ai luat-o? Hai mai departe aici. Bună ziua. Hai, scurios să văd cât îmi dă tipul ăsta. 43.000. Bro, ne dă aproape cât vrem noi. Uitați-vă și voi. Bun, hai să mai creștem prețul. 45.000. Ia să vedem. Ia-o cu 45. Hai că a luat-o. Avem și aici la Toyota asta. S-a noptat. Și tipii ăștia cred că vor să plece acasă. Ia să vedem cât îmi dă tipul ăsta. 70.000. Eu ne iese ceva, numai că îmi pleacă clienții, bro. S-a noptat. Haideți să vedem mai repede cât ne dă tipul ăsta. 77. 93.000. Ia să vedem dacă nu... Iau cu 95, bro. 95. Hai, îmi dai 95 pe ea? Da. Și a luat-o, mă. Mamă, cât de bine am putut să vând mașinile astea. Nu pot să cred. Bun, mergem acum la somn. Bună dimineața, avem aici deja 2 clienți, 3 clienți avem din prima. Upsa! Haideți să vedem cât ne dă pe ultima mașină pe care trebuie să o vindem aici. 21.000, bro, tipa asta ne dă prea puțin. Mamă, dar câte persoane avem aici? Prea puțin, bro. 12.000, de ce ne dă atât de puțin pe mașina asta? 10.000, uite-te și tu, mă. Eu am luat-o cu 12.000 și tipa asta îmi dă 10.000. Na, plecați acasă că nu mai vând nicio mașină. Mașina asta o să rămână mie. Numai că e puțin murdară, bro. Curățim puțin. Aha, da, mă, și din cauza asta că e foarte murdară, uitați-vă și voi. Îmi dă atât de puțin. Dar cât de murdară poate să fie. Bro, nu am observat. Ia să vedem cât ne dă acum. Ăsta 10.000. Hai mă, câte s-o vând. Ia să vedem dacă ne dă 12.000. Cu cât am luat-o. Nu trebuie să iau mașina asta, e prea nașpa. Hai dăm 12.000 cât am luat-o. Oricum nu ne-a ieșit nimic, nu e problemă. Am scăpat de a, deoarece mi-a ajuns. Bun, sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Dacă mai vreți videoclipuri cu acest joc aici, nu știu, în următoarele episoade o să încerc să-mi cumpăr un Ferrari sau un Lamborghini, dacă o să avem bani, dar oricum o să mă pun eu să vând mai multe mașini ca să ajungem la suma de 300-400-500.000 și la noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi. Ciao!